Salut! Avem aici două uși de sobă, uși pe care vreau să le recondiționez. Am să le curăț cu o perie de sârmă atașată la o bormașină. Haideți să începem operațiunea de recondiționare. Continuăm operațiunea de curățare cu peria de sârmă merge destul de bine. Așa arată în faza intermediară. Continuăm până reușesc să o curăț integral. În faza asta sunt foarte mulțumit. Continuăm în interior. Este o ușă veche, turnată, din fontă, și pe spate se vede și profilul aflat pe față. Este o ușă de calitate pe care nu vreau să o arunc, vreau să o refolosesc, pentru că este păcat de ea. Continuăm. Așa arată ușa cea veche. După curățare, eu sunt mulțumit de rezultatul obținut. Este o ușă dintr-un material de calitate, o fontă de calitate, care și-a dovedit fiabilitatea în timp. Se vede că îmbinările sunt etanșe, nu prezintă urme de deformare. Asta înseamnă că este un material de calitate. Din păcate, în prezent, nu se mai produc lucruri de calitate, cu atât mai puțin din fontă turnată. Aceasta este ușa principală, o dăm la o parte și începem operațiunea de curățare la ușa mică secundară. Am finalizat curățarea celor două uși, care formează un set complet. Acum le voi degresa cu diluant. Cu o cârpă le șterg bine pentru a înlătura resturile de rugină, uningine și grăsimi. Evaporarea este instantanee la diluant. O degresăm și ușița mică, de jos de la cenușar. După ce am degresat, trecem la operațiunea de tratare. Tratare cu o substanță numită Vulcan. Este o substanță negru pentru plite, o substanță rezistentă la temperaturi înalte. O omogenizăm bine.
și îl voi da cu pensula începând de la interior. Am să-l aplic într-un strat subțire. Obținem în felul acesta o culoare frumoasă, dar și o protecție necesară metalului. În special o protecție împotriva umezelii, pentru că fonta este un amestec pe bază de fier care ruginește. Se întinde foarte ușor cu pensula. Într-un singur strat, un strat subțire, o întindem pe toată suprafața. Produsul are uscare rapidă. Afară este puțin soare, sunt cam 16-17 grade, bate vântul și îl usucă foarte repede. Ne asigurăm că am vopsit toate suprafețele, trecem și la pe partea din față. Luciul acesta, finisajul acesta lucios, dispare în momentul în care se usucă. Adăugăm suficient pentru ca lichidul să pătrundă în toate profilele pe care placa le are. Acesta este gata. Așa arată ud. Îl lăsăm să se usuce. Tratăm cu aceeași substanță și ușa mică de la cenușar și la ea începem din interior. Tratăm bine toate suprafețele, pensula. Pentru a obține protecția necesară, dar și finisajul acesta negru, care zic eu că este cel mai potrivit pentru o ușă de sobă. Ca alternativă mai puteți folosi și vopseluri rezistente la temperaturi înalte, dar eu consider că acesta este cel mai potrivit. Și se usucă repede, tratează bine suprafața și nu în ultimul rând, este foarte ieftin. Acest tub de, nu mai văd aici, 100 de mililitri a costat doar 3 lei. În comparație cu vopseaua rezistentă termic, care cea mai ieftină pornește de la 20 de lei, 25 de lei, cantitatea de 200 de grame, de mililitri. Dar, mă rog, fiecare face cum dorește.
îi place și în funcție de posibilități. Mie îmi place să aleg variantele cu rezultate bune și cu prețurile mici. Dacă pot obține un rezultat bun cu un produs ieftin, îl prefer. Nu am de ce să dau banii pe un produs scump dacă obțin același rezultat cu un produs mai ieftin. Gata. Am terminat de tratat. Acum îl lăsăm să se usuce bine. Acum, după uscare, ștergem ușor cu cârpa și obținem un finisaj foarte interesant. O parte din substanță se ia, o parte rămâne atașată de material. Și am obținut astfel un finisaj antichizat, foarte interesant, zic eu. Mie îmi place. Și în același timp am realizat și o protecție împotriva ruginii. Și uitați cum arată la final. Cele două uși pe care le-am curățat, le-am recondiționat împreună. Este un rezultat foarte bun. În felul acesta dăm o nouă viață unor materiale care erau sortite gropii de gunoi. Atât pentru astăzi. Aceasta a fost operațiunea de recondiționare a ușilor din fontă pentru sobă. Mulțumesc pentru vizionare, rămâneți în continuare alături de mine. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Numai bine!